Pe 24 iunie anul acesta, un incendiu puternic a izbucnit în incinta mănăstirii Sfântul Mina din satul Roșiori, comuna Forăști. Focul s-a manifestat la acoperișul complexului care adăpostește chiliile mănăstirii. Paraclisul, aflat în incinta blocului de chilii, a fost mistuit de flăcări. Construit doar din lemn, micul lăcaș de rugăciune a fost cuprins de flăcări mari. Pompierii au avut nevoie de peste 3 ore pentru a stinge incendiul abătut asupra paraclisului. La intervenție au fost trimise 15 auto speciale, 7 pentru stingerea incendiilor de la ISU Suceava și detașamentul de pompieri fălticeni, 2 autoscări de lucru la înălțime, o ambulanță SMURD, 6 autospeciale ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Grupul de clădiri care a luat foc a adăpostit, pe lângă chiliile celor 7 călugări viețuitori, bucătăria mănăstirii și un paraclis situat la etaj. Călugării, ajutați de credincioși, au salvat ceea ce se mai putea salva din calea focului. Mobilierul bisericesc, cărțile liturgice și mai multe veșminte din cel de-al doilea paraclis situat lângă complexul de chilii a fost evacuat. Intervenția pompierilor s-a încheiat după aproape 4 ore. Acum, mănăstirea Sfântul Mina este în plin șantier. Fiecare donație a credincioșilor este foarte însemnată. Odată cu reînființarea acestei mănăstiri, obștea monahală de aici aduce un pios omagiu celor care s-au jertfit pentru păstrarea tradiției creștin-ortodoxe și sprijină material și financiar finalizarea construcțiilor și pictura bisericii.